Ioane, știu că tu ești foarte ocupat cu toată, dar eu zic că povestea cu Vasile Latiș merită orice timp acordat. Merită, Vasile, mai ales că mi-a dat foarte mult și nu știu cât de puțin îi puteam să dăm. Eu sunt foarte derutată cu privire la personalitatea acestui, eu spun așa, cărturar, mentor, filozof, poet, foarte derutată că deși stau de 3 ani în Maramureș, deși zic că sunt un om citit, cultivat, nu am luat cunoștința de notorietate națională la Vasile Latiș. Hai tu idee ce se întâmplă. Asta este și un defect în general a maramureșenilor, ca să nu zic a provincialilor. Pentru că ei s-au școlit prin București, prin Cluj, prin Iași și ei se simt ofensați dacă nu li se consideră și de aici, din Baia Mare, profunzimea lor și cultura lor. Latiș nu și-a dorit să meargă într-un centru de supermare. Mai sunt și alte probleme. Unii dintre acești oameni nu au avut posibilități materiale să aibă o locuință sau să-și poată face o familie într-un centru universitar important. Dar gândește-te, Virginia, că noi ne apropiem de modelul omului antic. Modelul care nu consideră neapărat că un om trebuie să se afirme. Noi nu căuta el celebritate. Da, știu asta. Și apropo de modelul antic, eu spun omenește și cu tot dragul. Pe mine m-a impresionat Vasile Latiș tocmai prin factura sa clasicistă. Mă simt în aceeași familie spirituală. Bine, dacă începem de la început cu modul lui de a înțelege cultura, era din această clasă de oameni noi care ia de cultură universală, înțelegea universalitatea ca și un mod de a fi. El nu înțelegea cultura ca pe un lux care se adaugă unui om. El considera cultura un mod de a trăi, singurul mod de a trăi și de a atinge absolutul. Acum, într-o zi, m-am uitat la televizor și l-am văzut pe domnul Preșor, spunând și foarte interesant că, într-adevăr, iubirea și religia sunt foarte multe moduri în care noi putem atinge absolutul sau cunoașterea de sine. Cultura nu este cea mai importantă și nu este unul dintre cele mai importante moduri de a ajunge la absolut. Dar Latiș nu crede așa. Pentru Latiș, cultura era singura cale spre absolut. Și el a reușit să se auto-îndoctrineze în așa fel încât lipsa de cultură, de informație, de comunicare culturală făcea să îmbolnăvească pur și simplu. Cum a putut să facă el puntea de la cutume, de la păstori, la Nietzsche și Hölderlin? Asta cu lucrarea lui de doctorat l-a încurajat foarte mult Mihai Pop de la București pentru această lucrare, pentru că el era în primul rând un autentic țărat. Și prin ceea ce însemna, deci de aceea este foarte importantă lucrarea lui de doctorat, Păstoritul în Munții Maramureșului. Pentru că el prinde acea rădăcine cu preistoria României. Să știe foarte bine că ceea ce a prins Maramureșul și mai are încă, ce a prins în ultimul secol, să zicem, sau în ultimii 30 de ani, 40, sunt aceste obiceiuri care sunt preistorice, obiceiul Păstoritului, care a dus, practic, acest popor și numai poporul acesta român. Multe popoare europene au făcut ca ele să supraviețuiască în miile de ani în care nu aveau cu ce să revenim. Oaia este și lupul, și lupul este frate cu omul. De aceea și noi avem de la Daci modelul lupului. Pentru că și lupul are niște un comportament foarte interesant. Am vorbit cu Latiș despre lupul totemic de bine și de rău. Nu se educă ca și câinele, e foarte deosebit lupul. Când e doar în țara unde l-a păstorit. El a prins din zona Lăbușului atât de bine această profunzime păstorească, încât era mai mult decât un țăran sau un cioban. A făcut legătura antică sau preistorică cu ceea ce însemna păstoritul pentru popoarele primitive. De unde vine forța aceasta lui, mare de ancestralitate și de dragoste teribilă pentru antichitate? Și, în primul rând, pentru cea grecească. De fapt, se vede în toată poezia lui fiorul clasic și antic, și care se amestecă așa de frumos cu expresionismul de tip Trakl. Expresionismul acela splendid, care amestecat cu formula antică de adresare sau de
de scrierea poeziei, îi dă un farmec totul special și o mare originalitate poeziei. Văd că ți se luminează ochii când vorbești de cunțele acestea culturale. Spune o întrebare deloc indiscretă. Tu te simți oarecum discipol al mentorului? Eu sunt într-o felină, nu știu cum să mă simt, că eu mă definesc acum că îmi provoști cu acest prilej. Eu am fost prea aproape de Latiș ca să-l pot vedea cu adevărat. Pentru că el a avut această abilitate de a se împrieteni cu oamenii care îi plăceau lui, puteribil, era cuceritor, te seducea. El venea în fiecare zi la mine, într-o perioadă când predea aici la universitate, din păcate l-au trimis în pensie, nu știu în ce mod, pentru că Latiș era și cel mai sensibil dintre noi toți, dar avea momente de agresivitate pedagogică. Agresivitate însemnând că se urca pe catedră și explica literatura universală și era gestual și persuasiv. Asta este la Latiș agresivitate. Și George Călinescu era așa, și George Călinescu era histrionic didacticist, ceea ce nu l-a adunat. Și dincolo de asta, ieșind de la oare, era de o blândețe incredibile. Mă vizita într-o perioadă în fiecare zi. Stătea în chirie undeva pe Valea Roșie, s-a mai schimbat chiriile. Și ne știam și ne povesteam cele mai delicate probleme și de viață și de cultură. Ne dădeam cărți, ne influențeam, aveam discuții aproape ezoterice. El era foarte, foarte interesant, mă descosea despre ce înțeleg eu prin sculptură. Era foarte curios de modul de limbaj a volumului. Ce este în sculptură simbol, ce este volum. Și era foarte pasionat de cum istoria calului de la Bogdanvodă, cum am reușit eu să învăț în 5 ani anatomia calului, pentru că la universitate nu se predă, și ce-am renunțat din această anatomie. Cum s-a născut acea lucrare? Povestea tectonicității, energia, cum e condusă prin volume. Lucruri care numai pe sculptor îi interesează. El era curios și vrea să știe totul. Și spunea că e sculptura cel mai important lucru. Eu nu credeam asta. Credea el. Pe mine mă atrăgeau discuțiile filozofice cu el, pentru că nu numai că avea contact cu limbile antice, dar el își cunoștea destul de bine și limba germană, pentru că cunoștea terminologia germană și era un om instruit, putea citi și în alte limbi și avea o răbdare teribilă de a te cunoaște, de a te filtra ca să poată vorbi la nivelul tău. Eu am văzut în poemele lui, în scrierile sale de note filosofice, o preocupare constantă pentru arhetip. Unul din arhetip pe care l-am identificat în poemele sale este mama. Cum vezi tu că interpretată în mașină? Am vrut să spun și despre asta. Eu ți-am spus că Latiș are o latură de adeptul preistorică. Aproape toate simbolurile pe care ele vehiculează, poate chiar și arhetipurile, nu țin într-un fel de creștinism. Deci era un om credincios. Dar a lăsat formele mari zeițe, mame, formele culturii soarelui. S-a lăsat străpuns și penetrat de ele. De aceea, ca și gândire și ca și sensibilitate. Dacă vorbim despre simbolurile lui, vorbea mama pentru el, era ca și cum ar fi un cadru general prin care privea toate lucrurile. Era ca și cum el ar fi fost de o parte și de partea cealaltă, vestit de mama lui. Își măsura toate gândirile, toată substanța gândirii lui, toată poezia și imaginația și măsura raportându-se la mama lui. O să vedeți și modul lui fratelui care există și în trașă. Și sora este. Și sora. De altfel, dialogul lui cu morții ține de acest tip de ancestralitate pe care e pe de o parte mama, sora, ancestral indo-european, de pe partea cealaltă, tatăl, fiul. Dar apare un personaj straniu, un ucigașul. Cum îl interpretezi tu? El, pentru el, ucigașul era partea din el care trebuia învinsă și care, până la urmă, l-a și ucis. Sensibilitatea lui prea mare. El gândea în Cain și Abel tot timpul. Noi avem înăuntru nostru un Cain și un Abel și trebuie să existe această crimă ritualică pentru ca personalitatea și numai frumosul, binele și profundul din noi să se poată exprima social. Eu cred că acesta trebuie să fie un finish care își va pe moment. Și cum vezi cu continuitatea posterității lui Vaștere? E doar un început, noi încă nu știm nimic despre el. Latiș ar trebui să fie mai bine cunoscut în liceele, în universitățile noastre. Ar trebui să începem de la început cu Latiș, să reedităm cărțile și să începem să vorbim despre el, pentru că Latiș este una dintre cele mai mari personalități a Transilvaniei și a Maramureșului. Mulțumesc frumos!